sănătății. Următorul program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: pamflet. Bine v-am găsit, dragi prieteni, cer permisiunea să debutăm această emisiune totuși cu mortul zilei la această categorie, având astăzi în sfârșit un geniu al epocii noastre, și anume marele fizician britanic Stephen Hawking, care a murit astăzi la vârsta de 76 de ani, deși fusese diagnosticat cu 55 de ani în urmă, cu o boală degenerativă rară și extrem de distructivă, boala Lou Gehrig, sau cum îi spun francezii, la maladie de Charcot, o boală după care de regulă medicii nu-ți dau mai mult de 2 sau 3 ani de trăit, ceea ce s-a întâmplat și în cazul jucătorului de baseball american, după care și se numește această boală. Deci de la 21 de ani, Stephen Hawking a trăit cu această boală timp de 55 de ani și a murit noaptea trecută la 76 de ani, spuneam, fiind considerat un al doilea Einstein și practic singurul mare erou al epocii noastre, dacă ar fi să ne luăm după rezultate, nu după sentimentalisme. El a fost cunoscut în primul rând pentru lucrarea sa inovatoare despre găurile negre și despre relativitate, fiind de asemenea autorul mai multor cărți populare, inclusiv o scurtă istorie a timpului, povestită pe înțelesul tuturor, care s-a vândut în mai bine de 10 milioane de exemplare, singura carte de știință publicată până astăzi care a avut un asemenea tiraj. Spuneam că, având o boală rară și care l-a pleznit de devreme, la vârsta de 21 de ani, practic, vocea lui era transmisă de un fel de sintetizator, de un fel de computer, pentru că nu se putea exprima altfel și stătea numai în scaunul cu rotile, practic, din acea perioadă. Hawking a început să predea la Universitatea Cambridge în 1962, primind apoi titlul de comandor al Imperiului Britanic în 1982 și ulterior a fost membru al Academiei de Științe Americane, chiar dacă a fost un elev extrem de modest, căruia nu prea i-a plăcut școala. Biologia, de exemplu, plictisea înfiorător. Notele sale erau dintre cele mai slabe, a fost pe cale să repete anul la un moment dat, când avea 9 ani. În general, n-a fost un elev interesant pentru nimeni. Abia mai târziu și după ce boala i-a fost diagnosticată, cum se spune, s-a apucat de treabă și, de adevăr, a reușit să aducă în fața oamenilor atâtea situații pe care știința până atunci nu le putea explica pe înțelesul tuturor. De altfel, astăzi, în aceste trimiteri, până la urmă, sigur, pe sfert lacrimogene specifice muritorilor de rând, atunci când cineva ne părăsește, au fost câteva expresii care de data asta chiar se potrivesc. Și anume că omul a ales să se întâlnească în sfârșit cu infinitul, pentru că asta l-a pasionat pe Hawking. În primul rând infinitul și mai puțin Dumnezeu, pe care îl bănuia ca fiind un jucător de zaruri modest și în general trișor. Asta pentru că Einstein a avut la un moment dat o formulă prin care spunea: Dumnezeu nu joacă zaruri. Nici Einstein n-a crezut în Dumnezeu nici o clipă. Dar Hawking a crezut chiar mai puțin. Un ateu convins care, sigur, a suferit multe critici din acest punct de vedere, dar el a explicat că, până la urmă, știința ar avea un răspuns la toate dilemele și la toate basmele astea, poveștile astea pentru copii fricoși, pe care religia le pune într-o contrabalanță. Deci, timp să-i fie acordat, ceea ce până la urmă omul a avut la dispoziție, că reușea să le explice pe toate. Printre altele, și dispariția planetei, pe care Hawking nu o vede mai devreme de 200 de ani. Ceea ce,
trebuie să recunoaștem că ar fi un balon de oxigen remarcabil pentru noi. Sigur că ce ar putea să devasteze planeta, în primul rând, numărul populației. Populația în permanentă creștere, apoi poluarea. Dar nu excludea omul de știință nicio invazie extraterestră până la urmă. Deci Dumnezeu, un trișor la zaruri, a concluzionat cu puțin timp înainte să moară marele Stephen Hawking. Savantul menționa de asemenea că miracolele religioase nu sunt compatibile cu adevărul științific. Înainte de a înțelege știința, era firesc să credem că Dumnezeu există și că El a creat Universul. Acum însă știința are capacitatea să ne ofere explicații mult mai convingătoare asupra proceselor prin care există viața. El afirmând că nu crede în rai sau în viața de după moarte, caracterizând aceste concepte de basme și povești pentru oamenii fricoși. A fost un mare sportiv înainte de a deveni ramolitul din scaunul cu rotile, cum scria cineva într-un editorial, un avorton chiar a fost denumit, pentru că în presa occidentală de calitate se poate scrie orice. Atunci când lovește adevărul acolo unde îl doare, nu trebuie să fii neapărat pedant sau să nu spui niciodată nimic așa cum se obișnuiește la noi. Dar dacă România ar fi avut un asemenea geniu, evident presa nu și-ar fi permis să-l facă avorton, de exemplu. Dar care sigur nu e un termen frumos, dar care se potrivea în cazul lui Stephen Hawking, nu era deranjat de modul în care arăta. De altfel, cartea care s-a vândut în 10 milioane de exemplare, l-avea pe el pe copertă, moaca aia rânjită și întortocheată, așa, contorsionată în scaunul cu rotile, plină de bale, tocmai pentru a atrage atenția că nu este o joacă ceea ce se explică acolo și că viața e departe de a fi doar o comedie, de asta pentru oamenii precauți. Deci notele sale, spuneam, de la școală modeste, ani în care l-a descoperit pe Einstein, de altfel el a fost denumit în școala generală drept un al doilea Einstein, în ciuda, spuneam, a rezultatelor modeste, disprețul față de biologie, apoi echipa de canotaj a facultății Oxford, el a detestat până la urmă facultatea, unde mai mult s-a plictisit, și atunci canotajul era o soluție, într-adevăr, de repli, cum a spune francezul, adică de relaxare remarcabilă. A pierdut la un moment dat un pariu referitor la găurile negre cu un fizician american pe numele său John Preskill. Acesta nu era de acord cu Hawking, spunând că este posibil ca informația să nu fie absorbită chiar total de o gaură neagră, ea fiind capabilă chiar să evadeze. Corect, Hawking și-a recunoscut greșeala în 2004, în cadrul unei lecturi, când i-a dat dreptate lui Preskill. Alături de fiica sa, Lucy Hawking, trebuie să notăm aici faptul că Stephen Hawking a avut 3 copii pe care a apucat să-i facă înainte ca boala degenerativă să-l cuprindă, cu soția sa Jane, care se spune că s-a îndrăgostit de el definitiv atunci când medicii nu i-au mai dat decât 2-3 ani de viață, pe care până la urmă miracolul științei i-a transformat în 55 de ani. Spuneam că cheia secretă a lui George către Univers, o carte pentru copii scrisă alături de fiica sa, Lucy, acțiunea este centrată în jurul unui băiat pe nume George, care se răzvrătește împotriva aversiunii părinților săi față de tehnologie, cartea explicând și concepte destul de complicate, cum ar fi cel al faimoaselor găuri negre. Bun, ce-a mai făcut Hawking? De exemplu, a declarat în nenumărate rânduri că omenirea va supraviețui doar dacă se continuă explorarea spațiului. Acolo unde deocamdată noi suntem zero barat, ne făcând practic niciun fel de progres în acest domeniu omenirea. Nu știm dacă șansele de supraviețuire ale pământenilor sunt legate de alte planete, dar este o teorie la care poate că ar trebui să zăbovim mai mult. Evident că în contextul vieții noastre social-politice, numai la asta nu se gândește românul. Poate se gândea la un moment dat Irinel Columbeanu atunci când învârtea banii cu roaba. Mai țineți minte că declara la televizor că se și gândește să se înscrie la o excursie de asta în spațiu, dar cred că între timp i-a trecut și lui, că acolo nu-i cu gagică reală și nu te cunoaște nimeni până la urmă în spațiu. Bun, cam asta a fost așadar acest personaj într-adevăr unic
de care omenirea s-a despărțit, însă s-a despărțit la timp, la o vârstă la care Hawking a apucat să spună cam ce era mai interesant despre această lume, dat fiind faptul că se spusese cam aproape tot în toate domeniile până la el. Ar mai fi de notat, înainte să trecem la lucruri desigur mai importante, am primit de la amicii mei parizieni câteva documente de lectură impresionantă în această zi. De exemplu, iată, la diplomații, cum arată doi dintre cei care conduc această planetă, Iranul și Arabia Saudită. Interesantă imagine. Lutte d'influence dans le Golf este intitulată, o revistă de excepție, sigur, despre ce se întâmplă în lume. Geopolitica și energia, iată, în aceeași diplomații, despre Spania musulmană, un subiect interesant în suplimentul istorie al lui Le Figaro, conflictele Statele Unite și China, cine va fi până la urmă cel din tâi, iată, o dezbatere despre economie încolo până spre anii 2050, seducțion et manipulation, iată, apropo de puterea de convingere a americanilor în lume, Statuia Libertății în ceață, islamismul cu vizajul uman, vizajul omului de rând, iată, în cozăr, o presă într-adevăr de mare calibru. Dacă pui toate astea una peste alta, îți dai seama că la noi nu apar atâtea suplimente cu adevărat de calitate într-un an de zile. Charlie Akbar, iată, tot în cozăr. Și Atlasul geopolitic mondial, ediția 2018, updatat în publicațiile franceze în fiecare an. În funcție de ce se întâmplă pe planetă, iată, are peste 200 de pagini, unde sunt prezentate hărțile așa cum le vedeam pe vremuri, să zicem în secolul XVI sau în secolul XIX. Aici ne sunt prezentate în secolul 21. Ohoho, iată ce subiect am găsit. Papouasie Nouvelle-Guinée, între dependance et vulnérabilité. Despre arhipelagul Noua Guinee, se știa a doua insulă ca mărime de pe glob, jumătate aparținând Indoneziei, insula Irian, cum este ea denumită, și jumătate aparținând statului independent Papua Noua Guinee. Papua Noua Guinee, care spuneam, are o vastă ieșire la Oceanul Pacific, are trei mări distincte, toate făcând parte din Pacific, faimoasa Marea Coralilor, care are legătură cu Australia, apoi Marea Solomon, în partea de est, spre insulele Solomon și încolo spre Oceania, și respectiv Marea Bismarck, la care se lăfăie orașul Madang, căruia îi făceam reclamă, spuneam, cel mai interesant oraș din întregul Pacific, în această zonă, Pacificul de vest. Deci subiecte, într-adevăr, remarcabile aici. Să vedem ce ne mai spune despre Papua Noua Guinee. Șeful statului este regina Elisabeta II, de la 1952. Papua Noua Guinee este stat independent, dar aparține de Commonwealth. Guvernator general este Michael Ogio, din 2011. Are o suprafață de 462.840 de kilometri pătrați, aici incluzând și teritoriile marine. Dar oricum o suprafață așadar cam de două ori mai mare decât a României. Limbile oficiale sunt în general limbile triburilor, 130, dar sigur limba uzuală este engleza. Capitala Port Moresby, denumită așa după un navigator britanic cu acest nume. Populația este doar de 7,6 milioane de locuitori. Moneda este China, scris cu capa, iar în Papua Noua Guinee 5% din floră și din faună nu mai există nicăieri altundeva în lume. Asta apropo de niște date succinte. Despre alimentație,
ce se va întâmpla în China, cu zonele puternic urbanizate, iată, vedem aici, partea de est a Chinei, și respectiv neantul din partea de vest. Iată o soluție chiar și pentru dilemele lui Stephen Hawking. China, de exemplu, dacă ar fi repopulată aici, sigur, într-o zonă quasi deșertică, da, ar putea să rezolve